GPS de interior, in GPS. GPS, Global Positioning System, este un sistem de poziționare în spațiu cu ajutorul sateliților. Ce ne facem dacă intrăm într-un tunel? Auzim pe Ioana, bineînțeles. Conexiunea GPS. Poate fi amuzant, dar dacă tunelul este mai lung, iar după tunel apare o triplă bifurcație, ne dispare zâmbetul de pe buze și devine neplăcut. Când avem o aplicație care utilizează semnalul GPS și intrăm într-un tunel, intrăm într-o clădire ecranată. Dacă am vrea să monitorizăm niște echipamente într-o clădire fără semnal GPS, pentru GSM există picocelulele care permit handover-ul cu celulele exterioare. De ce n-ar exista și în GPS? Ce este în GPS? Un sistem de emițătoare de semnal GPS cu coordonate fixe, amplasate într-un număr de minim 4, într-o clădire, tunel sau zonă fără semnal GPS. Semnalul ar fi întârziat corespunzător pentru a fi similar și în scala semnalului GPS de la satelit. Utilizatorul ar putea utiliza în mod transparent aplicațiile folosind semnalul GPS de la stațiile fixe. Care sunt avantajele în GPS? Complexitate mai mică a emițătorului, monitorizare precisă și ecologie. Aplicații practice în GPS. Sisteme de monitorizare indoor, de acuratețe mult mai mare decât cele outdoor, extinderea GPS în zone cu tuneluri, munți și păduri, aplicații de monitorizare continuă în domeniul militar, sisteme Hawkeye pentru sporturi de sală. Care e piața de desfacere în GPS? Este mondială. Cumpărători potențial armata, companii dornice să-și monitorizeze echipamente valoroase în zone fără semnal GPS, licențe pentru dezvoltatorii de echipamente GPS, Federația de fotbal, de basket, de volei și așa mai departe. Mulțumesc!